Bine v-am găsit! Imaginile arată felul în care era organizată locuința lui Gheorghe Dincă. Încăperea în care bărbatul susține că a ținut-o pe Alexandra Măceșanu este una de mici dimensiuni, iar în fotografii se poate vedea un pat de o singură persoană, un frigider și mai multe obiecte care par lăsate la întâmplare. Din celelalte imagini vedem că și în restul casei sunt foarte multe astfel de obiecte, haine și totodată piese de mobilier. Pe de altă parte, anchetatorii au găsit în urma cercetărilor în mașina lui Gheorghe Dincă și mai multe bilețele pe care bărbatul le-ar fi distribuit în zona Caracalului. Pe aceste bilețele era trecut numărul lui de telefon, iar anchetatorii consideră că bărbatul își căuta o parteneră de viață. Gheorghe Dincă este în continuare în arest. Procurorii de la DIICOT așteaptă încă rezultatul expertizei pe care specialiștii FBI o fac în ceea ce privește rămășițele umane găsite în pădurea de lângă Caracal. Despre acestea, Dincă a spus că ar aparține lui Zeime Lencu, dar în România, specialiștii de la Institutul Național de Medicină Legală nu au putut ajunge la un rezultat. Prin urmare, anchetatorii au cerut sprijin peste ocean.